Frați și surori, mi-a pus Domnul pe inimă să ne oprim la un cuvânt din Cartea Deuteronom, capitolul 13, versetul 4. Voi sunt cuvintele lui Moise, omului Dumnezeu, să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru, de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți, și de El să vă lipiți. Ce ziceți? De ce această repetare? Prin care Moise a încercat să-i alipească, așa cum spune în finalul versetului, total de Domnul. De ce? Știți că Biblia se interpretează corect uitându-ne într-un context, adică văzând ce scrie în versetele dinainte și în cele ce urmează. În capitolul 12 și 13, ceea ce scrie ar putea fi pus sub titlul Atenție la influențe. Și de aceea Moise le scrie aici, în versetul ce vi l-am citit, poruncile lui să le păziți, nu ce spun alții, de glasul lui să ascultați, nu de alții care vor să vă înșele, lui să-i slujiți, fiți atenți că diavolul vrea să vă păcălească, de el să vă lipiți, nu de altcineva. Să le luăm la rând, așa cum scrie aici în capitolul 12, de la versetul 1. Iată legile și poruncile pe care să le păziți, să le împliniți. Și în versetul 2 scrie așa. Să nimiciți toate locurile în care slujesc Dumnezeilor lor neamurile pe care le-ți izgoni, fie pe munții înalți, fie pe dealuri și sub orice copac, să le surpați altarele, să le sfârmați tâlpii idolești, să le ardeți în foc copaci închinați idolul lor, să dărâmați chipurile ciopite a Dumnezeilor, să le face să le piară numele din locul acela, adică nici să nu se mai știe de ele. Dar de ce? Nu se zice să ne le-a spus, băi, dimiciți tot, dar păstrați și voi ceva așa pentru muzeu. Lăsați și voi acolo într-un loc să puteți să povestiți la copiii voștri, uite ce oameni au fost pe meleagurile acestea. De ce le-a spus oare să distrugă tot? Ce ziceți? Scrie aici în acest capitol, de la versetul 29. Le-a spus să nimicească tot și apoi le zice, după ce Domnul Dumnezeul vostru va nimici toate neamurile pe care ți le vei zgoni dinaintea voastră, vezi să nu te lași prins în cursă. Ce înseamnă cursă? O înșelare, o ademenire, o păcăleală. După ce vor fi nimicite dinaintea ta, ferește-te să nu cercetezi despre Dumnezeii lor și să nu zici, cum slujeau neamurile acestea Dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel. Pentru că influența lumii din jur e foarte mare. Și Dumnezeu, ca să-și păstreze un popor care să fie numai a Lui, a lipit de El, să asculte numai de El, și să le fie lor ușor să-i slujească, le-a spus tot ce ține de religiile celelalte nimiciți cu desăvârșire. Ca voi în țara voastră să aveți un singur templu, acolo să vă duceți toți și să nu vă împiedice nimic să puteți slujiți Dumnezeului vostru. Acum noi trăim în lume și nu putem să ne apucăm aici de la vamă, să începem de la capăt și toate crucile câte le întâlnim în cale să le dinamităm, să le tem cu toporul și toate reclamele care le vedem să le rupem. Nu despre asta e vorba. În viața noastră, în familiile noastre, să facem în așa fel încât să nu fie influențe păgâne lumești. Pentru că riscul este foarte mare ca să facem și noi așa, dacă le avem, dacă le ținem aproape. De aceea Dumnezeu i-a avertizat și le-a venit în ajutor. Vă rog să vă imaginați că în casa dumneavoastră ați scoate așa la imprimantă, de la computer, niște frizuri cum sunt acum, niște travestiți cum sunt în vremea noastră și i-a spune pe pereți și copiii ar crește cu ei în casă. Ce ziceți dumneavoastră, copiilor le-ar veni și lor să fie ca ei sau habar n-o să aibă? Da, de unde? Imediat vor fi provocați să facă așa. Dragii mei, de aceea noi vă spunem și poate unii cred că vrem să facem militarie la biserică. Să nu
lăsați în casele dumneavoastră, la computer, sau lucruri care țin de filme, de sport, de fel și fel de muzică străină, alte și alte lucruri, cărți sau așa mai departe. Pentru că Dumnezeu, când ne-a spus să le nimicească, repet, a vrut să le facă viața sfântă mai ușor de dus. Pentru că altfel, riscurile sunt foarte mari. Iată ce vă citesc din Noul Testament. 1 Ioan, capitolul 2. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, dărășia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și spunea Domnul, nu puteți sluji la doi stăpâni și ori veți iubi pe unul și veți urâ pe celălalt, adică riscăm să nu stăm alipiți de Domnul și să ne înclinăm spre aceste stări vinovate. Deci este important, știu eu, care ați venit de la ortodox sau de la catolic, să renunțați la toate acele lucruri. Când un om se pocăiește, trebuie să scoată icoanele din casă. Trebuie să se termine cu tot ceea ce ținea de păgânism. Pentru ca să nu mai fii afectat, spune tot aici în Deuteronom, să n-ai în casa ta niciun asemenea lucru urâcios. Să te păzești neîntinat de lume, zicea Iacob. Asta este religia curată. Dar ca să te păzești și să te păstrezi neîntinat, înseamnă să nu ai așa ceva în jurul tău și să te ferești. Scriptura spune, feriți-vă de orice se pare rău. Să nu credeți pe aceia care spun, pe mine nu mă influențează. Crezi? Ce credeți, măi băieți, când Esau a început să meargă la vânătoare cu cananiți? Nu i-a fi spus oare tatălui său, tata, eu știu ce promisiune avem de la Avram. A rezistat mult? A rezistat? Samson s-a încurcat cu lumea, a rezistat mult? Nu. Solomon, deși pe vremea lui erau nimiciți toți cananiții din țară, mai rămăseseră numai câțiva, așa zis, robia lui Solomon, cu origine de la gabaoniți, cred. Dar și-a adus el neveste și fiecare a venit cu idolii ei. Și spune Scriptura apoi în 1 Împărați, capitolul 11, despre el, ca să vedeți cât de puternică este această influență a lumii. Asta după ce scrie în capitolul 3 că la începutul vieții lui a slujit Domnului. Dar iată ce vă citesc din 11 cu versetul 6, hai și 5. Solomon s-a dus după Astarteia, zenița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Ori cum s-a dus? V-ați gândit, bărbaților, cât le-o trebuie la nevestele lui Solomon până să-l convingă? Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului. Versetul 7, Solomon a zidit pe munte în fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiului Amon. Dar n-a citit Solomon că astea toate le-a spus Dumnezeu și le distrug atunci când au intrat în țară, le distreseseră părinții lui și el le-a adus înapoi. Dragii mei, trebuie să fie o diferență clară între noi și lume. Trebuie să fie o distanță foarte clară. Să nu încercăm să trăim așa apropiat în așa numita zonă gri, e periculoasă. De Domnul să vă lipiți, Lui să-i slujiți. Și toate celelalte să nu ne aparțin. David a fost un asemenea om și despre el vă citesc în Psalmul 16. Zicea el înaintea Domnului, a fost omul după inima lui Dumnezeu, citim de la versetul 1. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea, idolii se mulțesc, oamenii leargă după Dumnezeu străini, dar eu n-aduc jertfelor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. A avut pasiuni totale numai pentru Domnul, pentru templu, nu pentru lucrurile lumești. Să gândiți-vă la psalmii care i-a scris. Și Solomon a fost înțelept. Dar el se mărturisește apoi în ceea ce scrie în cartea Eclesiastul că a vrut să le îmbine. Spune în Eclesiastul capitolul 2 unde s-a păcălit el. Și vă rog, nu vă păcăliți aici.
I-am întâlnit băieți și fete și familiști care au spus, frate, nu-i problemă, eu rezist. Cât? Nici asta nu știi cât reziști. Versetul 3, am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin. Versetul 10, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat și nu mi-am oprit ochii de la nicio, inima de la nicio veselie. Am lăsat-o să se bucure toată truda mea și acesta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Eu cred că așa s-a scăpat el cu neveste. Cum scrie și în Numeri, când erau pe drum, nevestele acelea l-au chemat pe Solomon la o spețe, că doar aveau de unde, magazinele regale nu duceau lipsă, și acele mese erau și cu închinări idolatre. Da? Și Solomon a cedat din dragoste, spune Scriptura, poate cu mulți alții ce veneau cu socri, știu eu, din curtoazie. Pe diavolul nu-l interesează sub ce motivație. Vrea doar atât, să ne prindă, să ne încurcăm cu lucrurile din lume. Să te duci la o serbare a unei colegi. Și acolo sunt regulile ei, nu? Să fii foarte prietenă cu o vecină, cu un coleg de muncă. Trebuie să se știe clar că între noi și lume e diferență. Noi suntem ai Domnului și toată lumea zace în cel rău. Auzi, nu poți să le spui asta lor în față că nu știu, nu cred. Dar nouă trebuie să ne fie clar. Povestea fratele Nicu Pușcău, lucrează la cofetăria Crișan, că a fost invitat odată de șefi la o anumită zi, o onomastică sau de naștere, nu mai știu exact, dar cred că o onomastică. El și-a făcut de lucru prin magazie și lor sunați, lor invitați, nu particip la așa ceva. Măi, dar e o masă, eu... Nu, să vă fie clar. L-au luat tare. La doua zi se duce doamna, patroana și spune, deci ai venit la lucru, nu te-ai supărat, deci tu nu te superi pe lucru, numai pe mâncare. La care zice, nu sunt supărat pe mâncare, eu sunt supărat pe aceste lucruri la care eu m-am angajat să nu mai particip când m-am pocăit. Știți, să vă fie clar, nu sunt angajat de mult aici, asta sunt. Povestea tot lumea lui că atunci când a lucrat la petrol, tot îi spunea ori, băi Nicu, dar tu nu dai nimic din ziua ta, ceva de băut, bă, un suc, băi, știu că ești pocăit, dar un suc. Și zicea dumnealui, puteți să-l întrebați, de-aia l-am dat cu numele, și tot nu mai scăpam de ei până că într-o zi le-a zis, hai afară să vă dau de băut, gata băi, s-o da și el în legea noastră. Eu zic la ceșmea și-a zis, beți. Băi, îți bajoc de noi, nu mă, dar am vrut să știți odată și pentru totdeauna. Nu particip la lucrurile astea. Și fiecare trebuie să vadă în ce fel diavolul, unii cârlig, unii vrea să cu ce vrea să-l tragă. Nu uitați așadar această primă idee. Dumnezeu când i-a dus pe evrei în Canaan, primul lucru le-a spus să piară din țară numele la tot ce-i păgânism. Că altfel vă va veni ideea să copiați modelul lor. Și veți stârni gelozia divină, ceea ce s-a și întâmplat. Pe acest motiv au fost izgoniți ei din țară. Pentru că n-au izgonit tot ceea ce era păgân și lumesc. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, noi să facem să-L ascultăm. O a doua influență. Citesc mai departe din Deuteronom, capitolul 13. De la versetul 1. Dacă se va ridica în mijlocul tău, observați, prima influență a fost de afară, a doua e dinăuntru. Un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el, zicând, hai după alți Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Dumnezeu vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Și acum urmează versetul ce vi l-am citit și le spune să ia atitudine. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea. Observați din nou cât de categoric a fost Dumnezeu. Pentru că scrie aici în continuare că ce a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului care v-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, v-a izbăvit.
și a vrut să te abate de la calea pe care ți-a poruncit Domnul să umbli, să scoți astfel răul din mijlocul tău. Acest pericol există și acum în biserică. Amintiți-vă cine a avertizat Domnul Hristos, citesc Matei 24. De la versetul 5, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și a vorbit în versetul 24 de problemele dinăuntru. Că se vor scula Hristos mincinoși și proști mincinoși, vor face semne mari și minuni până acolo încât să șele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Da? Și apostolul Pavel la rândul lui spunea, Fapte capitolul 20, când și-a încheiat misiunea la un ultim sfat cu slujitorii în Efes, citim de la versetul 29, știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lor răpitori, care nu vor cruța turma, se vor scula din mijlocul vostru. Oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. Dar în fond îi trag să nu mai fie lângă Domnul. Și în vremea noastră sunt atâtea învățături. Și acum, degeaba frații păzesc amvonul. Că dumneavoastră ascultați predici la orice oră. Poți să stai acasă și te duci la ce adunare vrei. Dai un click și mergi într-o adunare. Faci un pas din Europa până în America în 3 secunde, nu? Nu-ți place cine ai la slujbă, te duci dincolo. N-ai proroc aici? Sau nu invită frații vreo anume proroc? Nici o problemă, e plin de proroci. Dai un telefon în 5 minute, auzi, așa vorbește Domnul, dar Domnul știe dacă vorbește. Și influențele sunt foarte mari. Și spune Scriptura, a spus Domnul și rea Petru, mulți vor fi înșelați, Petru zice, mulți vor urma. Iată cât de puternice vor fi aceste influențe. Și spunea Petru un adevăr care trebuie luat în considerare, 2 Petru capitolul 2, versetul 1. Vor strecura pe furiș erezii nimicitoare. Deci nu-i problema doar că crede cineva diferit. E vorba de ceva ce nimicește, e vorba de o travă. Am ascultat o predică a unui frate care vorbea despre îmbrăcăminte. Și put foarte frumos. M-au dus în discuție niște versete la care nici nu m-am gândit. De exemplu, cel din Exod, unde spune Dumnezeu la preoți că atunci când fac slujbă să fie acoperiți de la brâu până la glezne. Frumos! E chiar indicat. Nu venim cu picioarele goale și cu decolteuri sau... Numai că într-o predică de aproape o oră s-au strecurat două greșeli grave. În primul rând a amestecat problema îmbrăcăminții de la adunare cu cea de toate zilele de pe acasă. A folosit și unele versete care vorbesc de închinare, dar a adus în discuție, de exemplu, și Deuteronom 22:5 și le-a spus rolor, nu cu pantaloni. Cum veniți la adunare? Așa. Dar în Deuteronom 22:5 e vorba de închinare sau de viața de toate zilele? Dar femeile nu făceau slujbă. Deci nu e vorba de slujbă. Slujbă făceau preoții și leviți. Femeilor le cere, nu când mergeau la templu, că bărbaților se cerea să meargă de 3 ori pe an la templu. Era vorba de viața de toate zilele. Numai că dumnealui le-a încurcat și le-a pus pe toate, numai pe slujba de la adunare. Cu alte cuvinte, la adunare se vine îmbrăcați cuvincios și rest, nicio problemă. Și asta e grav. E grav pentru că, în primul rând, nu-i o exprimare corectă a Scripturii. De exemplu, zice Pavel 1 Timotei 2:8-9:10. Bărbații se roage în orice loc și vreau de asemenea femeile să se roage acolo, scrie numai la adunare. Hai, spuneți dumneavoastră, astea mai tinere sau astea mai în vârstă, care pe acasă umblă cu pantaloni, când se roagă la masă sau așa, și au repede fustă? Nu se roagă în pantaloni, câte un aș mai pune câte un prosop pe cap, sau... mai se face ce face. Vedeți? Și a doua erezie s-a strecurat spre sfârșitul predicii. Spune așa,
Toate astea ce vi le-am spus sunt bune, dar să nu fim legaliști. Cu alte cuvinte, și dacă nu faci așa, nu e nicio problemă. Nu știu, m-am întărâtat, mi-a fost milă, oamenii sunt duși în eroare. Ne-a fost dat uneori să avem de-a face cu proroci care cred că au autoritate precum Scriptura, ei cunună, divorțează, recăsătoresc, dau verdicte. Și influențele sunt mari, pentru că uneori e vorba de oameni cu nume. Dar vă rog, rețineți ce v-am citit aici în Deuteronom 13. S-ar putea să se împlinească ce-o prorocit prorocul. Dumnezeu îngăduie să se împlinească ca să te pună la încercare. Faci ceva ce nu-i scris. Da? Că dacă nu s-ar împlini, zici, proroc mincinos și gata, nu mă iau după el. Dar se poate împlini. Când au fost acele rătăciri în bisericile penticostale în urmă cu 50 de ani, chestiuni la care i-am povestit acum, am povesteam recent cu cineva și a zis, cum să fie atât de tâmpiți? O vorbă mai slabă s-a rostit. Adică să-și lase nevasta și să ia pe alt. Da, pentru că acele prorociții care i-au învățat așa, până atunci, prorociseră lucruri grele care s-au împlinit. Da? Și diavolul chiar caută, de exemplu, proroși care au fost buni, ca să cadă în păcat, să îi cuprindă vreo erezie, și apoi îi folosește el cu un duc de minciună, așa deja sunt experimentați și știu să prorocească. Domnul să vă păzească, să nu fiți duși în eroare, că până să te lămurești apoi, mulți sunt afectați. Și de aceea Dumnezeu aici a fost foarte drastic și în privința asta dați libertate fraților slujitori ca să chibzuiască lucrurile. A noi în adunare spunea cineva, când vine câte un musafir și ceva nu ni se pare că predică bine sau prorocește, ne uităm la frații care conduc slujba să vedem ei aprobă sau nu aprobă, mâncă sau nu mâncă. Dacă ei nu cumpără, apoi nici noi nu cumpărăm. Trage fermarul la geantă. Pune lucrurile înapoi pe raft. Ma, la noi mai este un obicei, când cineva prorocește, dacă tot nu s-a putut întâmpina, ca să nu facem niciun deraj, nu se face nicio referire la prorocia aceea. Și atunci, frații, știu, băi, dacă de la anvon nu s-au încuvințat și nu s-au spus, ați auzit cum ne-a vorbit Domnul, înseamnă că frații n-au crezut. E foarte important să nu ne lăsăm amăgiți. De aceea, hotărârea era să-i nimicească. În cazul nostru nu ucidem pe cineva, dar trebuie să fim foarte categorici, să nu-i mai primim. Apostolul Pavel a mers până acolo încât a dat niște nume și a zis, păzește de cutare și de cutare. Sus, Imineu, Filet, ia o învățătură greșită. Domnul să vă călăuzească. Să nu fiți înșelați. Pentru că înșelarea asta, înșelăciunea asta merge până la sfârșit. Apocalipsa 13 spune acolo, săvârșea semne mari și sunt atâtea și atâtea lucruri. Recent am auzit despre o familie care s-a pocăit nu chiar de mult. S-a pocăit serios. Dar datorită unui lucru despre care ea a crezut, am înțeles că era vorba de sora, că e adevărat și că Dumnezeu a lucrat, s-au dus la o grupare care este totalmente pe lângă. M-am necăjit când am auzit. Pentru că diavolul folosește anumite acțiuni ca să ne prindă în curs. Și apoi să fim înșelați. Amintiți-vă de cazul acela din Biblie când Ahab și Izabela aveau sute de proroci. Ce rol aveau aceia? Să-i ducă în eroare. Numai că Elisei n-a putut fi dus în eroare. Amintiți-vă de David care avea proroci care puteau să-l pună în gardă. Dacă vorbim de o influență rea, putem să spunem și de o influență bună.
Spune Scriptura în a doua carte a Cronicilor, capitolul 26, despre Ozia. Citim versetul 4 și 5. L-a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum a făcut tatăl său Amația. A căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu. Și în timpul când a căutat pe Domnul Dumnezeu, l-a făcut să propășească. E foarte indicat să aveți proroci de încredere, cum de exemplu, ca să dau un nume, ne folosim noi de frații de la Izvin, oameni cu experiență, sau alții. Să aveți oameni pe care să-i întrebați, cum sunt frații slujitori de aici. Auziți o predică de la cineva și se pare că gata, este așa. Mergeți la ei și îi întrebați. David a avut proroci și a avut și oameni înțelepți. Unul dintre ei a fost înșelat el până la urmă, e vorba de Ahitofel. Zice Solomon, biruința vine prin marele număr de sfetnici. De aceea e bine să ne consultăm și să nu ne ducem așa neghiobește înainte. Puteți fi înșelate, de exemplu, când să vă căsătoriți. Vă spune cineva că a avut un vis, vă spune o prorocie și gata, vă mai dați drumul și la sentimente. E foarte greu să vă mai opriți. Vă amintesc din nou cuvintele Domnului, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. A fost un nume care o vreme a făcut zgomot. Și i s-au răspândit materialele, audio, am intrat eu în posesia lor, când am auzit ce spunea unul din fosta Uniune Sovietică. Am zis, astea sunt lucruri nedemne de amvonul bisericii. Lucruri ireale din punct de vedere științific. Astea numai oamenii care n-au cultură le pot înghiți. Miracole, că a fost răpit în cer să întrebe dacă a avut apostolul Petru barbă. Dar delegatul a fost Domnul Iisus până l-a dus. Însă numai un om fără minte poate crede că Domnul Iisus e numai delegatul să te ducă la un interviu cu Petru. Și Domnul ne-a vorbit în adunare. M-a venit cineva care nu trebuie primit. Eram tocmai la Ambon când a venit, predicam Evanghelie. Frații care le-au adus, nu numai că au trimis bilete, când au văzut că nu-l punem, au venit la Ambon. Frații, ăsta e apostol. Stați liniștiți, că Domnul ne-a vorbit. Fratele Eugen nu era acasă, că s-a terminat slujba, a năpădit pe mine. Cum ai putut să-l ții pe banc? Zic, las că vă explic. Cum m-a apărut fratele Eugen, a năvălit cu telefoane pe el. Uite ce-a făcut Iosif. Și fratele Eugen zice, mă, eu nu știu. Dar eu am fost în seara asta la Izvin și a fost o vedem prin fratele Todoraș. Măi, Eugen, cum zice el. Nu știu ce la voi la Betel în seara asta, dar văzui intrând în adunare un om slab, numai schelet. Și n-avea mână Biblia, ci un ziar. Așa s-au limpezit lucrurile. Mă, să duce-mi să mai dea ziare, că mare. Dar nu le împărțim de la amvon. Vedeți, e foarte important să avem oameni care să ajute luminii călăuzirii noastre, că păi n-avem toți darul deosebirii Duhurilor. Și putem fi înșelați. Domnul să vă călăuzească în tot adevărul. Și în al treilea și ultimul rând spun, o influență, spune, mai mare ca primile două. Scrie aici în Deuteronom, capitolul 13, versetul 6, dacă fratele tău, deja suntem în familie, fiul mamei tale sau fiul tău sau fiica ta sau nevastă ta care se odihnește la sânul tău sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te atâță în taină, că ăștia nu trebuie să predice, că vorbiți acasă, nu? Hai să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, din aceia care trebuie să nimiciți. Dintre popoarele care vă înconjoară, lângă tine, departe sau aproape, de la o margine a pământului până la cealaltă, versetul 8, categoric. Să nu te învoiești și să nu-l asculți, să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Auzi ce cerea în Vechiul Testament, să-ți omori nevasta care ți-e dragă. Nu trebuia să omori acasă, trebuia să mergi să facă judecată și omora cu pietre. Până acolo a mers Dumnezeu în dorința lui de a-i ținea pe ei în adevăr și a lipis de el ca să nu fie înșelați.
Măi băieți, voi știți că un fiu care îi îndemna la rău sau n-ascultat trebuie adus la primărie și omorât acolo cu pietri în fața pieții? Doamne ferește că rămâneam fără fanfariști. Că mai e câte unul care n-ascultă. Dar atât de categoric a fost Dumnezeu. Ce trebuie să înțelegem de aici? Că soția, prietenul, fratele, fie cine ar fi cel mai drag din casă, când vezi că deja e influențat, să nu cedai, să-i spui, dragă, te iubesc, dar pe Domnul iubesc cu toată puterea mea. Sunt în stare să risc orice. M-a sunat o soră și îmi spunea, bărbatul m-a dus în situația aceea și mi-a pus, ori accepti metode anticoncepționale, ori mă despart de tine. S-a dus cu ea la părinții ei și a spus, alege. Și a zis, dar nu pot să păcătuiesc. S-a rugat, a postit și într-o noapte visează, era la o farmacie și era numai produse anticoncepționale. Și în vis bărbatul e înapoi, ea zicea, cumpără, ia, nu vezi, după ce am venit până aici, eu îți dau bani. Și au întins mâna și a luat un pachet. Și pe pachet scria, plata păcatului este moarte. În vis. S-a trezit speriat. Și-a lăsat-o bărbatul. Sunt situații limită. Dar au spus Domnul Iisus, cine iubește pe mamă, pe tată, mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Nu te poți scuza să spui, Doamne, eu eram un pocăit din nota 10, dar trebuie să-l lași și după nevastă. Eu nu mi-aș fi băgat televizor în dormitor, dar ia. Culmea este că el dă vina pe ea și ea pe el, știți? Și dacă i-ai prins pe amândoi împreună, spune că copiilor băgat. S-ar putea celălalt să nu slujească Domnului, să cadă de la credință. Dar te vei lăsa și tu influențat? Îl vei acoperi dacă e membru în adunare și nu vei spune ce face copilul tău. Vei compromite fanfara să-l lași să cânte? Îi vei compromite pe frați când va fi să căsătorească să treci sub tăcerea asta? Undeva s-a întâmplat, fata nu și-a păstrat vrednicia și-a plănuit ei nunta într-o anume dată din lună ca să se acopere problema. Ca să fie mințit și ginerile, să nu știe, și slujitorii. Păi fata noastră, cum s-o dăm de gol? Da, am întâlnit situații în care părinții au acoperit, dar la câteva zile după nuntă au zis, finit amândoi de mânuță, și au zis, nu mai putem dormi. Copiii noștri au făcut asta și asta, erau două păcate pe rol, unul mai grav ca altul. I-am ascuns, am zis că să fim de cinste în adunare. Dragii mei, v-am citit cum se spune din Vechiul și din Nou, dar îmi par mai categorice cuvintele Domnului care a spus, cine iubește sau cine nu urăște, mai clar, Luca 14 cu 26. Nu-i vrednic de mine. Adică ori suntem lipiți de Domnul, chiar dacă și cei mai apropiați ar încerca să ne influențeze. Dar pentru ăștia, noi găsim scuze, nu? Zice în 1 Corinteni 7, 22. Cine nu este însurat să îngrijește lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului? Cine este însurat să îngrijește lucrurile lumii, cum să placă? Neveste. Și nevastă se scuză și ea, cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii și dacă nu pricep ce scrie aici, o să spui că trebuie să te coafezi, să spui auritor și să te duci la bronzat, că trebuie să placi bărbatului, că nu ești destul de creolă din facere. Asta scrie aici. Aici scrie să-i faci plăcinta care îi place, asta scrie aici. Să te dedici lucrurilor gospodărești. Adică să-ți faci serviciul tău de femeie, pentru că el ca bărbat are nevoi. Și tu ca bărbat nu mai poți să te plimbi și să mergi la arat când vrei, să duci în misiune când îți place. Dacă
sora e puțin mai melancolică, să vezi ce vrea să stea lângă ea toată seara. Ei, asta nu înseamnă că nu te vei mai duce la adunare. Dar va trebui să faci față nevoilor ei. Pentru că, evident, Scriptura spune foarte clar, Scriptura nu se contrazice, fiți supuse, și asta supunerea este în Domnul sau ca Domnului, după cum și la copii le spune, ascultați de părinții voștri în Domnul. Deci nu se pune problema să facem ceva, că și dacă nu place Domnului, place bărbatului. Că intrăm în conflict cu principiul care vi l-am anunțat, cine urăște sau nu urăște pe tată și pe mamă, nu-i vrednic. Deci facem tot ceea ce ține datoria noastră ca familie. Cine nu îngrijește de-a lui mai rău decât un necredincios, unul Timotei 5 cu 8. Dar nu-i vorba de păcat, Domnul să vă dea îndurare și har. Ca să nu greșim și să nu ne scuzăm nici păcatul nostru, nici să nu încercăm să-i apărăm, să-i scuzăm pe a noștri, ca asta iar am văzut de nenumărate ori. Când e vorba de ai noștri, apoi zici că suntem toți din neamul lui Beniamin. Când cei din Ghibea au făcut ceva, păi, atâta le trebuie să se elege românii de slovaci, nu? Sau slovacii de români, că nici ai noștri nu sunt mai grozav dacă trăiesc în firea pământească. Cum adică? Nu! Orice ar fi, un înger, spune Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 1, dacă vine. Să nu cedăm și să rămânem alipiți de Domnul. Doamne, ajută-ne! În schimb, putem să avem o influență bună. Spune Scriptura în Tit, capitolul 2, și este bine în adunările noastre, pentru că avem și oameni, bărbați și femei, mai în vârstă, mai tineri, cele în vârstă să învețe pe alții ce este bine. Femeile mai tinere ca să-și poată iubi bărbații și copiii. Vedeți? Și nu numai să învățați, să și ajutați. Nu? Asta e frumos. Să fii plăcut în relațiile cu cei din rudenii. Cu rudenii n-ai voie să te cerți. Vei intra în conflict eventual de la pocăință. Dar când vor vedea că tu te porți frumos cu ei, ei se vor supăra, de cum? Nu vii la mine la serbare. Lasă, găsești o altă ocazie să-i faci tu un cadou, să nu spună pocăitul zgârcit. Cum? Voi nu participați? Cum spunea cineva, nu sunteți corecți voi pocăiți, noi venim la voi la adunare, venim la voi la masă și voi nu veniți la noi. Le-a spus, măi, voi când veniți la noi vă prinde bine, dar noi dacă venim la voi ne prinde rău. Nu-i tot una. Dar nici dacă e vorba de cineva din familie, nu, ea se aplică același principiu. În toate trei cazurile, influențele din afară, influențele din adunare și influențele din casă, în toate trei cazuri spunea să-l omori. De fapt, în cazul nostru înseamnă să te lupți, vei să-ți lămurești nevasta și când nu poți să o lămurești, mai cere ajutor, post, rugăciune, ca Dumnezeu să se îndure. Pentru că diavolul asta se luptă, asta a fost de la început. Oare diavolul de la început a ochit-o pe Eva sau diavolul încearcă la urmă urmei, părerea mea, și la bărbat și la femeie, la care prinde? Ce m-a necăjit așa în ultima vreme, printre altele, este că prea multe familii am văzut în care unul ține la pocăință și ăla nu ține. Și nu e ușor la cel care vrea să fie mai sfânt, mai evlavios. Trebuie să îndure. Și vă spuneam înainte cu televizorul, știți situații în care sora spunea, ce să fac, că vrea să fiu cu el în cameră, televizorul tare, nu pot dormi, mă citesc în Biblie, dar mă silesc. Spunea, hai, uite-te, băi, femeie, că-ți doare ceva interesant. Dar am auzit și mărturii de alt gen care spunea, păi frate, să știi că uneori așa câte un episod mai mă uit și eu. Soră, te-a corupt. Dar nu e ușor să reziști. Când celălalt vrea să fii la distracție, să te vopsești, de exemplu, pe păr, că așa și celălalt, apoi ca să fii tu tot tânără, să-i placă lui, dacă e firesc, nu-ți ajung bani să mergi la, nu numai la cosmetică și la coafură, trebuie să mergi la operații estetice. Vă dați seama, tot mereu trebuie să mai
îndreptăm răzorile. Da. Păi ne vom sili, voi fi o femeie curată, dar nu înseamnă că îi vei îndeplini mofturile lui. Sau că e vorba de relațiile intime. Din nou, câte și câte lucruri nu sunt în care cineva din familie vrea să te tragă înspre rău. Mă, și noi băieți, 7 băieți, cunoașteți în parte, păi n-au fost născuți din nou decât așa, pe rând, slavă Domnului, că acum i-a botezat Domnul și pe ultimii cu Duhul Sfânt. Nu suntem vredni să-i mulțumim. Na, a fost situații în care au zis unul, măi, tată, numai tu nu ne lași, măi, cu filme, măi, de la adunare, măi, filme. Băi, băieți, dacă voi vreți să muriți, e treaba voastră, dar nu de mâna mea. Nu la mine acasă. Eu nu pot vedea să vă răstignească diavolul la mine acasă. Și fiecare când a ajuns să se lămurească și care a fost poate mai îndrădnic, a zis, tata, îți mulțumesc că n-ai fost de acord. Nici eu la mine acasă nu o să las, dar o să greu am priceput asta. Da, s-a dus Abner, era, cred că de vreo 10 ani, s-a dus la Alba, la o soră, la nevastă mea, la televizor, zice, soră, s-a auzit tu, nici n-o mâncat, așa s-a uitat la televizor. Copilul curios, cumpărește televizor, că acum toată lumea are. Mai le selecteze, așa. Am văzut și părinți nătânci, care, atunci când era câte o scenă aiurea, cea către copii, închideți ochi. Vă dați seama cum o să închidă copiii ochii. Nu? Copiii sunt atenți, știu mai mult ca noi. Noi am văzut numai ce am pățit, eu am văzut mai mult. Sau ce se aude acum în jur. Și trebuie să rezistăm acestor presiuni. Domnul să vă dea izbândă, să vă dea ajutor, să vă dea har. Eu închei aici și recapitulez. Influența lumii trebuie să tindă, așa cum zice la matematică, spre zero, până să fim cât mai diferiți de lume. Influența prin falsitatea prorocii, învățători, tot ce ține de erezie. Și apoi ce e mai greu, influența în familie. Aici ori cedat cei mai mulți, Samson, Bietul Ahab, numai Iov rezistă. Și femeie, de data asta nu îți dau dreptate. Rămâne! Să vă ajute Domnul să rămâneți. Și apoi când s-a pocăit doamna să vă strângă în brațe, să spună, bie care m-ați măcat în picioare. Că de rea după mine ne scotea Dumnezeu din rai. Măcar Adam să nu mănânce dacă Eva s-a scăpat, dar sunt și situații în care v-a spus în care a mâncat Adam și nu a mâncat Eva. Păi și sunt bărbați care zic, băi, am mâncat, eu mânc și tu. Nu mânc și nimeni mă bagi în gură, n-o înghit. Nu rezist, nu cedau, voi rezista. Și Domnul să vă dea har, ca să-l puteți ridica și pe celălalt în adunare să vă plăzească de influențe și fiind aici la hotarul cu vestul, măcar că acum nu mai știu de unde vine rău. De la răsăritor, de la apuscă cu treieră pământul, dar Domnul să vă păzească, să vă păstreze curați. Știți cât de curați, scrie Pavel, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și sfinți și fără prihană. Să nu mai rămână nădla când vine Domnul niciun român și niciun slovac pocăit. Gol să rămână, să ne ducem sus acolo. Slăvit să fie Domnul, amin.